Pe bulevardul Traian din Piatra Neamț a început ultima lucrare care ține de noua conductă de apă, ceea ce va permite finalizarea asfaltării întregului bulevard până la finalul anului. Firma de construcții Mavgo Holding decupează câte o jumătate de metru din asfalt de o parte și de alta a porțiunii unde a fost îngropată conducta de apă. Porțiunea va fi compactată, se va turna un strat gros de beton. Rostul acestuia este de susținere, astfel încât peste iarnă porțiunea de deasupra conductei de apă să nu se lase, după cum a explicat constructorul. Acest tip de beton va avea nevoie de cel puțin 20 de zile pentru a se întări, întreaga operațiune durând 30 de zile. În acest moment se lucrează pe porțiunea de 1417 metri de pe tronsonul stație MOL Pod de la spital. În paralel la conducta de apă, a precizat Florin Jbanca, purtătorul de cuvânt al primăriei Piatra Neamț, sunt montate toate cele 15 cămine care se suprapun pe coridorul de mobilitate și mai sunt demontat două la cererea APASERV. Este vorba despre cele de la intersecția Bulevardului Traian cu strada Privighetorii și cu strada Dr. Iacomi. La căminele montate s-a realizat și instalația hidraulică, mai sunt de făcut cuplările la rețeaua de distribuție și, în final, probele de presiune. Consilierii județeni vor trebui să decidă dacă vor acorda Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, cu titlu gratuit, unele spații situate în Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 23, la Casa Medicului, imobil care se află în proprietatea Consiliului Județean Neamț. Solicitarea Universității Ieșene este ca, pentru o perioadă de 3 ani, să beneficieze de spații în suprafață de aproape 300 de metri pătrați, în corpul A al clădirii, pentru două săli de curs, un laborator de informatică, o bibliotecă, cancelarie și secretariat, hol de acces și un spațiu de depozitare. Universitatea se obligă să asigure resursele necesare pentru buna funcționare a spațiilor respective, să utilizeze suprafața numai în interes propriu și în scopul declarat, să achite facturile la utilități, să ceară acordul Consiliului Județean pentru orice intervenție ce ar necesita autorizare. Tudorel Toade, rectorul universității, motivează necesitatea acordării cu titlu gratuit a acestor spații prin beneficiile aduse comunității locale. Cu puțin timp în urmă, Casa Medicului era luată în calcul ca posibilă locație pentru o secție din clădirea veche a Spitalului Județean, supraaglomerată datorită blocării unor investiții. Primarul Andrei Carabelea s-a întâlnit duminică 19 noiembrie cu proprietarii de pe străzile Băncii și Plantelor din zona fermelor din Piatra Neamț, cărora le-a prezentat măsurile ce se vor lua temporar până când vor fi gata proiectele pentru asfaltare anul viitor. Pentru a trece iarna fără probleme, într-o primă fază, luna aceasta se va turna refuz de freză, adică resturi de la decaparea asfaltului vechi de pe alte străzi, care va fi compactat, astfel încât mașinile să poată circula. Primarul a fost dezamăgit de neimplicarea proprietarilor de pe strada Băncii, în condițiile în care proiectele se vor face cu implicarea lor. În schimb, la întâlnire, s-au prezentat toți cei de pe strada Plantelor. În sud, județele Constanța și Tulcea au fost sub cod roșu de vreme rea, iar în centrul țării, la munte și prin Moldova, a nins abundent. În municipiul Constanța, mai multe străzi au fost inundate, copacii au fost doborâți de vânt, iar mai multe acoperișuri au fost smulse. Au fost probleme și cu alimentarea cu energie. Zeci de localități din Tulcea au rămas fără curent. Reactorul 1 al centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețeaua națională,
iar eolienele din regiune au fost oprite din cauza vântului prea puternic, care a atins la rafală și 100 de kilometri pe oră. La munte, în centrul țării, dar și în zona Moldovei, a nins abundent. Mai multe drumuri au fost închise din cauza zăpezii și a viscolului, iar șoferii care nu aveau mașinile echipate de iarnă au rămas blocați. La Bâlealac, stratul de zăpadă măsura ieri dimineață aproximativ 30 de centimetri. Probleme au fost pe șosele și din cauza vântului puternic. Mai mulți copaci au fost doborâți pe carosabil. Doi dintre suspecții crimei din Sibiu au fost prinși, bărbații acuzați că l-au ucis și tâlhărit pe omul de afaceri Adrian Krainer au fost reținuți în Marea Britanie, anunță poliția română. Ieri, trei persoane au fost date în urmărire, iar Tribunalul Sibiu a emis mandate de arestare preventivă pe numele lor. Căutările continuă acum în cazul ultimului suspect. Vă reamintim, omul de afaceri Adrian Krainer a fost ucis după ce a fost bătut violent și ulterior a fost și jefuit chiar în casa sa acum 2 săptămâni. Hoții au plecat cu mai multe ceasuri de 200.000 de euro din seiful acestuia, însă nu și cu sume de bani, spun procurorii. Sindicaliștii din Ministerul Muncii amenință cu grevă generală. Miercuri va avea loc în primă fază o grevă de avertisment între orele 8 și 10. Sindicaliștii reclamă condițiile de muncă, deficitul de personal, inechitățile salariale, dar și neplata orelor suplimentare. Reprezentanții angajaților spun că este necesar să recurgă la această formă de protest pentru a atrage atenția asupra problemelor comunicate în nenumărate rânduri clasei politice și rămase nerezolvate, scrie psnews.ro. PNL va merge în continuare în formulă completă la ședințele de coaliție, anunță primul vicepreședintele liberalilor Dan Motreanu. Reacția sa vine după ce președintele PSD Marcel Ciolacu ar fi cerut întâlniri într-un format mai restrâns după schimburile dure de replici din ultima perioadă dintre el și eurodeputatul liberal Rareș Bogdan. Motreanu a spus aseară într-o emisiune la Digi24 că înțelegerea de formare a coaliției nu a fost între președinții PNL și PSD, deci între partide. Dar eu știu că această coaliție este formată între PNL și PSD, nu între Nicu și Marcel. Și dacă PSD-ul, și se-a exprimat de atâtea ori, acționează doar prin raționamentul și vocea președintelui de partid, în Partidul Național Liberal există o altă cultură organizațională și suntem o echipă, suntem aleși de un congres și la aceste discuții, potrivit mandatului pe care l-am primit din partea partidului, vom merge toți cei care suntem în măsură să reprezentăm Partidul Național Liberal. Deci Partidul Național Liberal va merge cu echipa completă din președinte, 4 prim-vicepreședinți și secretar general. Și dacă vă treziți în situația ca premierul Ciolacu să spună nu, îmi pare rău, nu vreau să discut în această formulă? Păi, nu putem fi în această situație, vă spuneam mai devreme, pentru că există un mandat din partea Partidului Național Liberal și în acest sens atunci ar trebui să înțelegem că nu vrea să se mai înțeleagă cu partidul și să se întâlnească cu Partidul Național Liberal. Motreanu a adăugat că este nevoie de stabilitate și că cele două formațiuni vor ajunge până la urmă la un consens în ciuda diferențelor de abordare pe diferite proiecte politice. Evident că într-o coaliție și mai ales într-o coaliție între noi și PSD, care nici măcar nu am candidat împreună pe un proiect politic, e din ce în ce mai greu să guvernăm împreună pentru că ne despart foarte multe lucruri. Și evident că Partidul Național Liberal a candidat cu un alt program de guvernare, are o altă structură a electoratului și fiecare încearcă să își apere propriul electorat și propriile principii și viziuni politice și de guvernare. Mai mult putem spune că astăzi principalul schelet al programului de guvernare este Planul Național de Redresare și Reziliență, pe care Partidul Național Liberal l-a făcut cu USR-ul, nu cu Partidul Social Democrat, care l-a și criticat. Deci, prin urmare, există foarte multe neînțelegeri la nivelul celor două partide, dar treptat s-au armonizat pentru că și contextul internațional și contextul intern impune o stabilitate în acest moment. S-au armonizat până când s-a ajuns iar la conflict. Este doar o strategie de campanie? Nu e nici de cum o strategie de campanie. S-a ajuns la conflict. Vor mai fi conflicte,
în perioada următoare. E clar că Partidul Național Liberal are propriile proiecte politice și va ține ca ele să fie implementate. Păi, dacă vom avea conflicte dar permanente... Dar evident că trebuie făcute concesii de ambele părți, pentru că altfel nu poate să meargă o guvernare. Motreanu a explicat și de ce PNL a ales să meargă cu proprii candidați în alegerile de anul viitor și nu într-o alianță cu PSD, dar a și criticat socialdemocrații pentru racolările de primarii din ultima perioadă. Partidul Național Liberal a luat deja hotărârea de a merge singuri săptămâna trecută la Sinaia și eu am prezentat... clar care sunt motivele, sunt patru motive principale. Primul și cel mai important este acela că în urma cercetărilor pe care le-am făcut în toate județele țării și două de la nivel național, cei mai mulți dintre cetățeni și dintre cei votanții noștri ne spun foarte clar că trebuie să mergem singuri. Al doilea motiv este acela că fiind Partidul Național Liberal fiind de 3 ani în coaliții, un an cu USR-ul și 2 ani cu PSD-ul, și-a pierdut puțin din identitate, fiind nevoit să facă concesii pe programele de guvernare și o candidatură pe cont propriu ne dă posibilitatea din nou să ne afirmăm valorile și principiile noastre, cum ar fi, de exemplu, că nu renunțăm la pilonul 2 de pensii, la cota unică sau la nebunia aceea cu impozitarea, evident că nu vom susține impozitarea micro-întreprinderilor pe pragul rentabilității. Al treilea motiv a fost acela că în Parlamentul European suntem în familii diferite, total diferite, cu agende și proiecte diferite, e la socialism, e la populari. Agenda noastră este îndreptată în principal și înspre mediul rural și înspre fermieri. Agenda lor, a socialiștilor, este o agendă verde care afectează de multe ori fermierii. Săptămâna viitoare vom avea o bătălie importantă la Strasburg pe ceea ce va însemna reducerea gradului de chimizare al terenurilor și unde PNL prin PPE va susține ca pentru România, care e sub media europeană în ceea ce privește chimizarea terenurilor și utilizarea pesticidelor, să primească derogare până celelalte țări care sunt peste medie vor ajunge la plafonul și la media europeană. Al patrulea motiv este cel care privește încrederea și parteneriatul din coaliție și onestitatea lor, mai ales având în vedere ultimele decizii ale lor de a lua primari și a pune presiune pe primarii Partidului Național Liberal de a trece la PSD. Evident că asta arată că, dacă erau niște cazuri izolate, puteam să înțelegem că mai există exemple atunci când președintele organizației sau președintele Consiliului Județean este certat cu un primar și evident că el poate să aleagă să părăsească partidul respectiv. Dar când e vorba de trecere în grup, arată clar că e o politică clară a Partidului Social Democrat și este o strategie. Asta arată că între noi nu mai există onestitate și încredere. Noua lege a pensiilor intră astăzi în dezbaterea Comisiei pentru Muncă din Camera Deputaților. Amendamente au mai putut fi depuse până vineri. După raportul Comisiei vor urma dezbaterile și votul final în plen, scrie psnews.ro. Camera Deputaților este forul decizional. Proiectul a trecut săptămâna trecută de Senat. Noua lege prevede, între altele, 2 majorări de pensii în ianuarie cu rata inflației și în septembrie după recalcularea acestora. Simultan este prevăzută și egalizarea vârstei de pensionare pentru femei și bărbații la 65 de ani, dar etapizat până în 2035. Sistemul energetic național este pregătit pentru iarnă, dă asigurări ministrul energiei. Sebastian Burduja spune că furtunile de peste weekend au fost primul test al comandamentului energetic. Prezent în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, Burduja a dat detalii despre cum funcționează. Pe 1 noiembrie a avut loc reuniunea comandamentului energetic de iarnă. Era deci, o zi călduroasă. Da, sigur... Acest comandament funcționează în baza unor acte normative aprobate în guvern și activitatea efectiv începe pe 1 noiembrie. Și am ținut foarte mult să ținem prima ședință chiar în prima zi de activitate conform actelor adoptate în guvern. Am făcut o recapitulare a rezervelor României pentru acest sezon rece, lacurile de acumulare grad de umplere 75%, stocurile de cărbune ajung pentru ceea ce este necesar la Complexul Energetic Oltenia, pentru termoficarea municipiului Craiova,
deci suntem în regulă. De asemenea, stocurile de gaz, am spus și atunci, un grad de umplere, 103% aproape. Am început să extragem gaze din depozite și cred că azi este prima zi în care am extras mai mult decât am injectat în depozitele de gaze, pentru că e o vreme puțin mai rece și au început să funcționeze marile sisteme de termoficare din țară. Deci, din toate aceste date, suntem mai pregătiți ca oricând pentru această iarnă și putem spune că vom trece o iarnă normală, doar cu gaz românesc și cu resursele puse deoparte. Ce înseamnă o iarnă normală? Înseamnă 1, maxim 2 episoade de ger, viscol, episoade care pot ține de la 3, 4 până la 7 zile într-o lună de zile. Deci dacă vizăm o iarnă de 3-4 luni de zile, nu vom avea niciun fel de problemă. Problemele cu noul pod peste Dunăre de la Brăila continuă. Inaugurat în vară, pasajul are nevoie deja de un nou covor asfaltic, iar hidroizolația trebuie refăcută. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat că lucrările nu vor fi recepționate până când constructorul nu va rezolva problemele pe banii lui. CNAIR a luat decizia corectă, și anume aceea de a nu recepționa. Nici nu pot, cred că, legal să fac acest lucru cu cei de la CNAIR, atâta timp cât nu sunt îndepărtate toate neconformitățile. Știu că s-a solicitat de către CNAIR, s-au solicitat diverse expertize independente care au scos în evidență anumite lucruri care trebuie să fie remediate de către compania care a construit podul. Altfel, nu se recepționează. Nu se întâmplă aceste lucruri. E o chestiune care ține și de finanțe, în ceea ce îi privește, și de anumite plăți, eliberări de garanții și toate lucrurile care decurg din nerecepționarea unei lucrări. Mai mult decât atât. Eu mă aștept să se țină de cuvânt și să termine descărcarea pe Jijila de pe malul Tulcean până la sfârșitul anului. Că așa s-au angajat și știți foarte bine. Doi. Mă aștept să se țină de termenul pe care l-au cu macaralele. Pentru că e acel ordin dat de către CNAIR ca până când... Sfârșitul lunii. Da, sfârșitul acestei luni să finalizeze. Dacă nu, eu am anunțat în urmă cu vreo două săptămâni când am fost la Brăila, se va deschide 24 din 24. Nu e posibil o asemenea atitudine. Repet, aici lucrurile sunt cât se poate de clare. Toate neconformitățile trebuie să fie îndepărtate. Nu există pe cheltuiala companiei respective, nu pe altă cheltuială. Pe rețelele de socializare au tot apărut imaginii de pe pod, fie cu șuruburi care puteau fi scoase ușor cu mâna, fie cu zone în care asfaltul deja crăpase. Novak Djokovic continuă să scrie istorie în tenis. Sârbul a câștigat ieri turneul campionilor de la Torino, după ce l-a învins în finală în două seturi, scor 6-3, 6-3, pe italianul Jannik Sinner. Pentru Djokovic a fost al 7-lea trofeu câștigat la turneul campionilor, un nou record. Djokovic a reușit repede break-ul în finală și și-a adjudecat primul set cu scorul după doar 39 de minute. În setul secund, Djokovic a început în forță și a avut chiar și șansa de a se distanța la 3-0. Sârbul va încheia din nou anul pe primul loc în clasamentul mondial, a 8-a oară în carieră. Max Verstappen continuă seria de victorii în Formula 1. Pilotul celor de la Red Bull a câștigat ieri Marele Premiu de la Las Vegas. A fost a 18-a victorie din acest sezon pentru olandez. Podiumul a fost completat de Charles Leclerc de la Ferrari, care s-a luptat pentru locul 2 până în ultimele viraje ale cursei. El plecase din pole position. Pe 3 s-a clasat Sergio Perez de la Red Bull. Sezonul de Formula 1 se încheie în weekend, când este programat Marele Premiu de la Abu Dhabi. Verstappen a câștigat deja matematic titlul mondial la piloți, al treilea din carieră, iar Red Bull s-a impus la constructori.